nu este un film horror așa cum reiese din prezentare, ci mai degrabă o dramă psihologică îmbrăcată în haine de groază, dar al cărei scenariu suferă de clasica hamite specifică genului. Aș interzice definitiv folosirea zgomotelor puternice într-o producție de acest gen, și astfel aș forța realizatorii să-și pună la treabă creativitatea. Pentru că mi s-a luat de explozii sonore a Drama prezentată nu are prea multe elemente de noutate care să o facă emoționantă sau memorabilă, mai ales că este populată de personaje cam tâmpite care m-au scos din atmosferă. Nu m-am putut concentra la dinamica relației tată-fică, o relație care ar fi trebuit să-mi sfârșie sufletul pentru că m-a terminat de nervi scritura slabă. Însă există și o luminiță care pâlpâie destul de slab la capătul tunelului care pare fără sfârșit. Și aici vorbesc, desigur, despre interpretarea lui Russell Crowe. Greutatea colosală îi vine în ajutor și îl transformă într-o bestie amenințătoare cu o privire diavolească, numai bună de înghețat oul în găoace. Este un film submediocru care nu știe cu exactitate ce vrea, ca horror este un eșec aproape total, iar ca dramă dă ceva semne de viață, dar are parte de un scenariu prea molatec.